Sindicatul Sanitas a declarat luni, 31 octombrie, grevă generală. Principala nemulțumire a angajaților din sănătate este legea salarizării care are o mulțime de inechități. Spre exemplu, există o diferență de 800 de lei între asistenții medicali cu studii superioare și cei cu studii medii. Inechități salariale sunt și între angajații spitalelor clinice și neclinice. Angajații din spitale vor acceptarea plății sporurilor la nivelul anului 2016 și nu 2009 pentru personalul care are acest drept. Mai mult decât atât, aceștia amenință că vor întrerupe activitatea medicală dacă nu li se vor rezolva revendicările.